simbolic și ca de fapt în fiecare an dăm drumul ediției, unei noi ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Turda. Ediția a cincea. Am reintrat în firescul de altă dată al acestui edificiu cultural din Turda și poate că pe undeva am depășit firescul datorită acestei echipe de tineri care a reușit să dea o cu totul altă conotație față de anteriorii 10 ani care au trecut și care au adus o umbră în activitatea teatrală. În acești ultimi 5 ani, spun că teatrul s-a deschis foarte mult, nu numai pe plan local, cât și pe plan național și, de ce să nu o spunem, chiar internațional, prin participările pe care le are teatrul la diverse evenimente naționale și internaționale și prin participarea altor teatre din străinătate și din țară la evenimentele pe care se desfășoară aici. Eu n-am decât să-i felicit pe toți cei care au adus teatrul la nivelul ăsta în Turda și eforturile pe care le depun aproape zilnic, atât pentru existența activității culturale în Turda, cât și în țară. Au făcut foarte multe turnee, ceea ce în Turda nu se întâmplă așa ceva. Și am făcut teatrul turdean cunoscut peste tot.